Salutare, prieteni! Astăzi este la fel o zi călduroasă și este cazul să vă prezint aplicații pe care ar trebui să le ai dacă pleci într-o vacanță sau excursie într-o altă țară. Și gata cu vorbărea, să-i dăm drum. Și prima aplicație din acest episod fierbinte, numai bun de turnat apă pe el, se numește TripAdvisor. TripAdvisor este aplicația ideală pentru păreri despre anumite localuri, baruri, hoteluri, pensiuni, plaje și nu numai. Cu această aplicație poți fi sigur că te vei duce într-un loc ideal pentru tine și jumătatea ta, sau cine știe, toată familia. Poți găsi imagini despre respectivul local cu recenzii negative sau pozitive de la oameni ca și tine, intrând pentru prima dată în acel local și spunând verde în față care sunt plusurile și minusurile. În caz că nu vă descurcați cu aplicația, ceea ce nu cred deoarece sunt puse pentru nivel începător, respectivele opțiuni, aveți posibilitatea de a căuta orice este în jurul dumneavoastră, pe distanța dorită. Fie că este bar, plajă, club, hotel și nu numai, îți dă posibilitatea de a-ți ușura căutarea. Aplicația este folosită de milioane de oameni din întreaga lume, ceea ce înseamnă că nu ai cum să nu-ți găsești locul potrivit. A doua aplicație la fel de bună și recomandată pentru excursii și plimbări se numește Maps.me. O aplicație foarte bună pentru oamenii care doresc să conducă și în alte țări și nu au posibilitatea de acces la datele mobile sau, mai pe scurt, nu au internet. Această aplicație îți dă posibilitatea de a descărca înainte de excursie zona în care dorești să o petreci alături de cei dragi, iar apoi o poți naviga fără acces la internet. Și credeți-mă, am folosit-o chiar eu și am fost chiar uimit cât de exact a fost chiar și fără internet. Aceste hărți din întreaga lume se numesc hărți offline. Neavând nevoie de internet, vă poate planifica ruta și indicații privind deplasarea, având posibilitatea de a avea acces instantaneu la respectivele cerințe. Aplicația este una foarte rapidă, detaliată și ușor de folosit. Vă mai poate da posibilitatea de a salva hărțile descărcate offline pe cardul SD al dumneavoastră sau direct pe telefon. Aplicația este gratuită și o puteți descărca după Play Store. Nu uitați să dați și un like la acest video dacă vă este util. Iar cea de-a treia aplicație din acest episod, dar și ea este una importantă, numită Translator. Este o aplicație gratuită oferită de Microsoft, unde îți dă posibilitatea de a-ți descărca singur limba pe care o vrei să o traduci fără să mai fie nevoie de internet. Aplicația îți poate traduce în mai multe moduri, precum verbal în timp ce conversați, el îți poate traduce automat conversația live, mai este posibilitatea de a-ți traduce un text scris în limba respectivă în cea dorită, sau prin simpla scriere pe telefon respectivul cuvânt, iar el ți-l va traduce și scris și verbal. Aplicația spune la dispoziție un număr de peste 50 de limbi în care le puteți descărca gratuit. Vă puteți fixa sau salva cuvintele pe care le-ați văzut pentru a le traduce mai târziu pentru a mai scuti din timp. Am câteva exemple de traduceri verbale, însă datorită înregistrării direct de pe telefon nu-mi dă posibilitatea de a vorbi la microfon, însă garantez că vă merge. Pentru descărcarea acestor aplicații le veți găsi în descrierea de mai jos, alături de butonul de like. Aveți acum în imagine un exemplu de traducere dintr-o imagine cu text în engleză, în care aplicația vă va traduce instantaneu cuvintele în limba pe care o doriți să o vedeți.
Mai aveți posibilitatea de a vă uita în istoricul conversațiilor pe care le-ați avut pentru a vă aduce aminte de ele pentru orice eventualitate. Și cam atât despre acest episod. Ați urmărit cele mai recomandate aplicații de care ai nevoie dacă ți-ai un concediu și vrei să vizitezi o altă țară.